casa fraților Menendez, care și-ar fi ucis părinții în urmă cu 35 de ani, a devenit un magnet pentru turiști după ce cazul a reajuns în atenția publicului. Apariția filmului despre dublul asasinat i-a făcut pe mulți să se întrebe ce s-a întâmplat cu adevărat cu vila familiei din Beverly Hills. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aceasta este casa în care frații Eric și Lyle Menendez și-au împușcat mortal părinții în 1989. În timpul proceselor, cei doi au spus că părinții lor plănuiau să-i omoare pentru a ascunde faptul că Eric a fost abuzat sexual de tatăl lui ani de zile. Procurorii însă au susținut că motivația fraților a fost să moștenească averea familiei. După ce povestea a devenit subiect de film, turiștii au venit zilnic să fotografieze casa. Because I followed this case since day one, 35 something years ago, and I just thought it would be really great to come and see the actual house itself. And now there's talks about maybe them possibly getting out. Who knows what's really going to happen, but I don't know, kind of feel like I'm kind of a part of it. Construită în 1927, vila în stil mediteranean are 7 dormitoare și 9 băi, piscină și teren de tenis. După ce frații au fost arestați, locuința a fost vândută, iar banii au ajuns direct la fisc. În prezent, casa nu mai este locuită. Frații Menendez au fost condamnați în 1996 la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Familia extinsă a cerut eliberarea lor. I'm not defending what they did. I don't think they did the right thing, and I don't think they went about it the right way, but I can understand if the stuff that's coming out now is true. I can understand why they would. And I don't think that they're a harm to society. And I think that they spent, you know, their time in jail. Procurorul de caz a anunțat că va recomanda unei instanțe să înlocuiască pedeapsa de închisoare pe viață cu una pentru crimă. Potrivit lui, dacă judecătorii vor accepta, frații Menendez ar putea fi eliberați condiționat.